Doamnelor, domnilor, suntem în partea a doua a emisiunii cu cărțile pe față, împreună cu domnul doctor în economie Ioan Florin Urs, directorul executiv al APIA Maramureș. Domnule director, vreau să dezbatem încă o problemă, pentru că fermierii de obicei sesizează că există o comunicare dificilă sau uneori o lipsă de comunicare între producători și structurile APIA, și mă refer la nivel de țară. Majoritatea instituțiilor statului au trecut la robotizarea sistemului telefonic. Persoana care sună trebuind să asculte minute lungi un meniu complicat și neclar. Cred că știți. Da. Cum se poate apela la API acum să ajungă cât mai rapid către informația de la API? La APIA și cum se procedează? Cum? Nu trebuie să sune fermierul. Îi sunăm noi. E și mai bine. Funcționarul APIA sună direct. Avem acum, în baza noastră de date, anul trecut, am reușit să strângem. Sigur că îți mai schimbă fermierii numărul de telefon. Acum, telefoane nu neapărat să fie smarturi, dar au și oamenii mai bătrâni telefoane. Și oamenii nu trebuie să se obosească. Chiar asta, și foarte bine că m-ați întrebat, că eu întotdeauna le spun oamenilor, nu că să stea liniștiți în sensul că, deci, pentru că ei trebuie să desfășoare activitatea agricolă. De asta nu-și facă probleme. Funcționarul APIA îi va suna. Și îi va suna de atâtea ori, așa, până vor clarifica toate aspectele Și necesare. dacă ei au întrebări suplimentare? Dacă au întrebări suplimentare, pot să sune. Niciun fel de. Dar un fermier, începând cu 2007, de când am început primele depuneri cu finanțare din bani europeni, de obicei au rămas cam la același funcționar APIA. Și dacă îl sună, îl sună pe respectivul, nu trebuie să mă sune pe mine, de exemplu. Sigur că Înțeleg. sună și pe director, dar lucrează cu. Nu trebuie să sune, să-i răspundă robotul și să-l țină nu știu câtă vreme până îi dă la un operator să lua așa ceva. Operatorul. Agricultorul la omul, e omul care îl cunoaște și se cunosc că s-au întâlnit de Cele atâtea mai ori. multe sesizări pe care le aveți din partea fermierilor, la ce se referă? Acum, în privința comunicării, nu mai avem sesizări. Pentru că comunicarea este bună. Cele mai multe, adică nemulțumirea oamenilor, în principal, este legată de. A fost legată mai ales de circuitul documentelor. Acolo ne aveau de adus adeverință, de la prima adeverință la Registrul Agricol, de la medicul veterinar, acolo, pentru că era prea mult de umblat, ei n-aveau, unii erau bătrâni și așa mai departe. Legat de acest lucru, și cu pandemia care ne-a grăbit, circuitul documentelor se face aproape între instituții. Iar o cerere care depusă de funcționarul APIA nu o închide până nu stă de vorbă cu fermierul. Și ceea ce s-a progresat foarte mult, faptul că noi i-am rugat pe cei de la primărie, pe lângă faptul că ne dă parcelele și cu blocurile fizice unde au situate și denumirea populară. Și atunci fermierul, chiar dacă nu știe că parcela 3A care mai îi, da, funcționarul APIA spune, vei parcela 3A după în dos sau la vale sau la, știu eu, în zănogă sau cum îi zice. Și atunci omul imediat știe, și a spus, bun, acolo aia am semănat porumb, acum o să pun grâu sau o să pun cartofi sau o să pun lucernă. Prin urmare, comunicarea legată de activitatea omului și ce trebuie să depună la APIA s-a îmbunătățit substanțial. Încă mai sunt probleme legate de identificarea terenurilor. S-a progresat Din și ce aici. punct de vedere? Din punct de vedere al faptului că s-au mai făcut anumite schimburi de terenuri sau anumite terenuri au rămas nelucrate. Și oamenii le-au solicitat acum 3, 4, 5 ani de zile, s-a extins, să zicem, pe distanța forestieră, mai ales pe terenurile, pe pajiștile permanente, pe păpășuni și fânețe, și noi, statul român, e obligat să actualizeze suprafețele agricole maximum la 3 ani de zile, sau chiar mai repede dacă trebuie. Și atunci, dacă o persoană a avut o parcelă, să zicem, de 50 de ani într-un anumit loc, și n-a avut grijă
să o întreține cum trebuia să, și să o menține la, la nivelul ăsta de 50 de arii pentru agricultură, mi-a mai rămas probabil numai 40, că 10 arii sau s-a întâmplat ceva cu ele. Nu, aici omul e nemulțumit în sensul că întreabă, dar de unde să știu eu că cineva sau apia mi-a redus suprafața? Dar aici trebuie să-i lămurim și încercăm să-i lămurim. Zic, dumneata trebuie să știi că imposibil să nu ajungi cel puțin o dată pe an la parcela respectivă dacă zici că lucrezi. Și dacă vezi că o parte dintre ea e cu tufe, e cu ruji sau cu ceva, atunci trebuie să-ți pui problema că suprafața respectivă nu mai poți primi bani după ea. Am înțeles. Și deci oamenii așteaptă aici ca să fie avertizați dinainte de această chestiune, dar de fapt e o culpă a omului în cauză. Deci asta ar fi una dintre problemele care oamenii trebuie să fie instruiți din punctul de vedere. Da. Apoi mai invocă birocrația, acolo unde sunt prea multe cerințe, sunt prea multe, dar după ce văd că totuși sunt efecte bune pentru ei, adică primesc bani, nu poți să primești nimic, să nu faci nicio dovadă, orică îți lucrezi pământul sau că îl ai, sau că l-ai întreținut în bune condiții agricole și minime să cer de multe ori, așa, apoi să îl lămuresc. Deci problemele cam în jurul acestui cerc, acestea se învârte. Însă, dacă până la urmă omul ajunge să primească pentru 3 hectare, pentru 10 hectare, o sumă de bani substanțială care nu mai trebuie să o dea înapoi, și acest lucru l-a primit acum de 15 ani, în fiecare an, este o realizare. Domnule director, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură din România a primit chiar ieri certificatul de conformitate a sistemului de management antimită cu standardul internațional ISO 37001-2016. Da. De ce a fost nevoie de o asemenea certificare și dacă considerați că deținerea acestui certificat antimită constituie o garanție că nivelul corupției se va diminua? Este impus. Orice instituție care are acreditare de la Comisia Europeană trebuie să obțină, în urma unor auditări, trebuie să obțină acest lucru. Acest lucru, dacă acum s-a obținut, nu înseamnă că e pe veci. El se revizuiesc. Pe ce perioadă? Nu știu, acum n-aș putea să știu pe ce perioadă, pentru că certificatul sau, sigur, prin verificările făcute la auditările la nivelul întregii agenții. Și noi la județ am avut pe anumite aspecte, alte județe, în general APIA, de la nivel național. Nu pot spune acum pe ce, dar eu cred că în fiecare an anumite condiții, anumite criterii pentru menținerea acestei acreditări se verifică. Dar cum se fac verificările acestea? Vin de la alte instituții din țară sau sunt inspectori? Sunt auditori externi. Auditori externi, da. Auditori externi. Nu sunt însoțiți de... Și care sunt independenți, sunt independenți, nu sunt ai noștri. Sunt firme de audit și care cele mai multe, aceasta nu știu cine a făcut-o, că în comunicat îi dat. Nu e dată firma care a făcut auditarea. Nu. Probabil nu se facă popularitate sau așa ceva, dar sunt firme de auditare, companii de auditare cu renume. Care... Săptămâna trecută, directorul general APIA, Adrian Pintea, a vizitat o fermă cu vaci din județul Covasna, da, o practică specifică perioadei comuniste, spun unii. Sunt acest gen de activități, domnule director, doar puseuri de imagine sau cum se justifică din punct de vedere legal și moral vizita șefului APIA la un beneficiar de fonduri APIA? Știți că ceilalți se pot simți inferior față de... La județul Covasna, pentru regiunea de centru, mi se pare, a avut loc cu... Bine, directorul general APIA se deplasează în teritoriu, asta e una dintre atribuțiile sale. Noi suntem în fiecare județ și avem o organizare și la nivel de regiuni, regiunea de nord-vest, de nord-est, de centru, de sud și așa mai departe. Și a avut loc o întâlnire
a directorului general cu colegii noștri, directorii de județe din regiunea de centru. Și la această întâlnire s-a vizitat o fermă, o fermă reprezentativă, am înțeles că îi, care a fost la un fermier mic și care a reușit să se dezvolte. Bine, o parte din contribuții la dezvoltarea fermei au fost și subvențiile care le-a primit și sprijinul care le-a primit prin APIA. Eu cred că chiar fermierul respectiv l-a invitat pe directorul general. Nu pot să vă dau... Cred că l-a invitat, că fermierul respectiv să... Și pe mine mă invită fermier în județul nostru și care... Pot să mă... Înainte mergeam mai mult, acum cu pandemia și cu cealaltă s-a mai restrâns. Dar fermieri care obțin anumite rezultate, reușesc să se dezvolte și vin, domnule, haideți să vedeți cam ce am făcut. Da. Bine, acum, în această vizită care s-a pus, nu știu, da, la televizor sau a fost numai pe Facebook? Nu am urmărit, dar a fost vizita aceasta și mulți o comentează. Da, probabil. Acum, nu cred că a fost ceva legat de anumită imagine care... În opinia dumneavoastră, ca specialist... Mai ales că îl știu pe directorul general, el a lucrat, a fost director executiv la Vâlcea, n-ar avea de ce să... Dar de multe ori ajunge... probabil chiar directorul general sau noi, așa, când mergem și în locuri unde nu-i bine. Adică unde fermierul are anumite probleme, da. Vreau să vă mai întreb în opinia dumneavoastră ca și specialist, în ce măsură și cum va fi afectată activitatea din agricultura românească și dacă după pandemie vom contabiliza pierderi sau beneficii? Din experiența anului trecut, în agricultură, oamenii au reușit să desfășoare activitatea agricolă. Deoarece chiar cu restricțiile care au fost, lucru la câmp, lucru în zootehnie, s-a desfășurat aproape normal. Singura problemă care a fost cu la agricultorii mari, care nu-și pot lucra singur pământul și au nevoie de forță de muncă, a fost cu forța de muncă. În continuare, da. Este o problemă? Și este în continuare o problemă cu forța de muncă. Nu avem numai noi probleme. Au probleme și agricultorii din Uniunea Europeană, din celelalte state membre. De multe ori ne fură din... S-au întors oameni din Uniunea Europeană să se fie orientat și spre agricultură. Nu știu dacă... S-au întors acum, s-au orientat, dar cei care vin, și vin de un an de zile sau de o jumătate de an de zile, credeți că pot să-și consolideze așa de repede o activitate în agricultură? Tu mă gândeam că poate unii, văzând ce este în alte state, au investit în agricultură. Au fost. Noi, de exemplu, știți pe ce am văzut, în primul rând. Pentru că dacă, la nivel de țară, numărul de cereri depuse la APIA în 2020 față de 2019 a scăzut, suprafețele au crescut, dar nu, la noi, în Maramureș, noi am avut mai multe cereri depuse. O parte din ele sunt cei care au venit și nu s-au mai dus deocamdată, care au venit anul trecut, datorită evenimentelor care au avut loc cu pandemia și au rămas acasă și au luat terenuri de la părinți, așa mai departe. Cei mai mulți care numărul de cereri depuse în plus față de 2019 au fost fermieri tineri. Asta e un fenomen care ne îmbucură. Și avem tot respectul pentru dânsii că lucrează pământul, dar am văzut și eu pe grupurile acestea de producători unde se vând produse și e mai mare dragul să-i privești cum lucrează, că își pun și fotografii și cum își vând produsele până la urmă. Își vând produsele până la urmă. Și avem nevoie de ele. Da, pentru că grupurile de producători în Uniunea Europeană sunt reglementate, au legislație, au așa. La noi e ceva mai incipient, dar ce se face și să se facă prin voința oamenilor trebuie să se facă acest lucru. La un moment dat am prezentat din nou problema celor mere care se oferă în școli și autoritățile ridică în continuare această situație că nu vor să se asocieze producătorii. Autoritățile locale. Autoritățile locale, exact. Și că din această cauză la licitații nu pot participa și producătorii noștri locali. Și aici este un dram de adevăr. Nu vor să se asocieze, dar se asociază ei. Acolo unii simt că trebuie să asociază, se asociază. Deci s-ar asocia, legumicultorii, se asociază. Însă,
Un pic se forțează asocierea aceasta. Noi doi să ne asociem într-o activitate care trebuie să ne aducă, e o afacere până la urmă pentru noi, că trebuie să trăim din ea. Păi dacă nu avem niciun fel de, nici interes material, nici alt fel de afecțiune, cum nu putem să ne asociem? Numai că ne spune cineva. Da. Da. Însă și probabil dumneavoastră înțelegeți mai bine lucrurile cu fermierii. Da, sigur, oamenii trebuie create culoarele și în primul rând reglementările legislative care sunt facilitățile care le pot avea formele de asociere și după aia oamenii să decidă. Și oamenii încet cu cooperativele agricole de producție, cum erau înainte la noi, cum s-au format? Păi tot prin... S-au format când a venit comunismul, cum? Prin forță. Da. Așa. Cum a funcționat la început? Greu. După aia nu au avut ce face oamenii și zău. Da. E, acum, asocierile în agricultura privată nu se mai pot face forțat. Numai cine dorește. Da. Iar exemplele care se dau, trebuie să fie exemple. Noi doi putem lua un exemplu dintr-o comună vecină. Putem, dar nu suntem obligați. Dacă cineva ne bade prea mult la cap, măi, să fac ca ei, că vezi că le merge. Adică ți se recomandă, dar nu ești obligat să te asociezi. Da. Deci aici e liberul practica și liberul... Dar credeți că mai multă informare ar ajuta? Informarea. Da. Informarea și cunoașterea. Da. Cunoștințele. Pentru că altfel să faci, de exemplu, asocieri sau asociații, numai de dragul de a obține anumite fonduri și atât. Spui o conducere, ăia reprezintă asociația. Și unde vin după fonduri în special? La APIA. Sau dacă vreau să faci la fir. Și după aia tot membrii asociației spun domnule, mi-au luat toți banii. Toți banii au luat președintele. Sau... Păi, de ce l-a spus acolo? Păi, dar așa ne-au spus, să face că așa e mai bine. Exact. Deci nu asta trebuie să fie scopul principal, țelul. Ci țelul e că să avem un interes comun. Și asociația respectivă trebuie să fie controlabilă. Controlabilă de cine? Că e o entitate privată, așa? Și să existe și încredere de cei asociați. Normal. Domnule director. Încrederea cum poate exista? Printr-un control. Da. Hai să fim serioși. Așa este. Altfel, și o transparență. Încrederea se... Și o transparență, sigur. 2 minute mai avem până la final de emisiune și aș vrea să ne spuneți dacă mai sunt și alte noutăți pe care ar trebui să le știe fermierii. Vreau să le transmit următorul lucru, care l-am mai zis acum, așa, în concluzie. Noi până data de 15 trebuie să preluăm toate cererile care fără penalizări. Din 15 încă 25 de zile, cei care au rămas mai pot depune cerere, dar de data asta va fi cu penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare din întârziere aplicat la suma care ar fi putut o să o primească. Nu prea ajungem acolo, n-am ajuns nici anii trecut, eventual și acum cei care nu sunt baza de date și vin noi, dar facem suficientă popularitate ca să vină, să nu-și facă niciun fel de probleme că nu o să rămână nimeni. Nu trebuie să vină la APIA, trebuie să aștepte telefonul. Și până acum, cel puțin odată au fost sunați. Dacă n-au fost sunați, în următoarea perioadă vor fi sunați. După data de 15 mai, sau poate până la 1 iunie, de la 1 iunie încolo, vom face o campanie de oameni să vină să semneze totuși cererile respective. Așa. Va fi în felul următor. Unii dintre ei care sunt mai aproape de centrele locale vor fi programați pe asta. Nu va trebui să facă altceva pentru că ei și-au dat acordul pentru închiderea cererii. Nu mai să vină pe asta să semneze. Iar acolo unde sunt mai departe, ne vom organiza la primării. Funcționarul APIA se va duce acolo într-o zi. Va primi tot din 15 în 15 minute numai câte o persoană. Se duce, vine alta. În felul acesta respectăm și regulile care pentru distanțare și așa mai departe și, nu și timpul oamenilor este... Vă înțelegeți bine cu primăriile? Da. Cu reprezentanții de acolo? Da, da. Bă, pot spune foarte cinstit cu primările. Sigur că la început a fost, când am început în 2006-2007, anumite, pentru că noi, oamenii trebuiau să aducă anumite documente. Atunci, pe vremea respectivă, registrele agricole nu erau chiar așa bine conduse cum e acum. Primările sau și probabil și primarii, și au văzut până la urmă interesul tuturor chestiunea respectivă și avem o colaborare foarte bună. Deci
Acum, nu trebuie numai, de exemplu, eu în calitate de director să mă înțeleg bine cu primarul. Dacă funcționarul ăla acolo, cu cel de la registrul agricol, își dă interesul pentru a merge treaba bine. Păi dacă ai colaborare, ai comunicare. Domnule director, vom mai strânge din problemele care sunt pe acest segment agricol și ne vom mai revedea într-o viitoare emisiune cât de curând. Mulțumim pentru participare. Mulțumesc și eu. Și așa cum am spus, vă mai așteptăm. Doamnelor, mulțumim pentru atenție. Sperăm că informațiile pe care le-ați ascultat astăzi să vă fie de folos, în special pentru cei care lucrați în agricultură. O seară bună, la revedere!